Bună, dragilor! Revenim cu un nou vloguleț cu căsuța. Știu că vă plac foarte mult astfel de vloguri, și ne începem ziua la casă. Am încercat pentru prima dată să dăm drumul la căldură, să vedem dacă funcționează. Eu cred că deja începuse. Hai să zicem. Am adus-o pe mami la București ca să mă ajute să fac curățenie, pentru că era necesară această curățenie. Și va trebui să scoatem și aceste uh, etichete de la geamuri. M-a învățat cineva o șmecherie, dar am lăsat-o pe mama să se ocupe. V-am să vă arăt și oglinda să vedeți cât de frumoasă este. Trebuie să urmăriți vlogulețul de astăzi pentru că să vedeți chestii foarte drăguțe. Și urmează multe alte chestii foarte frumoase, dar v-am să vă spun unde va fi așezată oglinda ca să știți. Am era pregătită deodată cu tot ceea ce îi trebuia și -a luat acolo de de curățat mizeria și așa mai departe. Îi spuneam că am dat și drumul la apă, să fie apă caldă ca să se poată spăla pe mâini și să poată spăla pe jos cum trebuie. Cada era extraordinar de murdară și am zis să scoatem totuși ăla că deja e momentul. Eu am plecat, mă duc la muncă, o las pe ea să se ocupe, vedem cum va fi rezultatul. Abia aștept, știu că ea știe să facă curățenie așa cum trebuie. Am ajuns și seara să vedem dacă este totul așa cum credeam că va fi. Wow. Am pus și lustrele, Cristi le-am montat. A avut nevoie și de uh, acea bucată de lemn ca să se poată urca băncuță. Am dat și drumul la centrală, au venit cei de acolo, au rezolvat, este tot ok. Acest suport l-am scos din baie, pentru că nu încăpea acolo. Lustra din camera lui Cristi arată așa și este lumină cu LED. Am luat-o de la Leroa Merlin. Geamurile strălucesc, etichetele au fost scoase, eram foarte fericită. Hai să vedem și în dormitorul meu. În dormitorul meu, acest, aceasta este lustra pe care am ales-o. Eu cred că este destul de frumușică. Dulapul am preferat să-l pun aici, însă vedem cum va fi poziționat până la urmă. Lustra din baie este tot așa cu led, dar o să o vedeți. Pentru că încă n-am apucat să o montăm. Dormitorul meu cam așa arată. Era plin cu de toate acolo, dar am vrut să vă arăt oglinda să vedeți cât de frumoasă este. Am să închid becul, totuși să fac economie, că da, eu plătesc. <laughs> în living, că nu am apucat să pun, mai durează puțin până o să găsesc lustra potrivită. Împreună cu Cristi a trebuit să cărăm acea băncuță, să o mutăm în baie. Ca să se poată urca, să poată să monteze lustra pe care am ales-o. Și uh, i-am dat și o mână de ajutor cu Na. <fie> Facem muncă în echipă. Ne ajutăm unul pe celălalt. El m-a ajutat foarte mult uh, legat de mobilă, legat de multe, multe din casă și mă mai va ajuta în continuare. Voiam să văd că mi-am pus și unghiuțele și nu... <fie> nu vreau să le stric, dar... Trebuie să ne ocupăm și de casă. Aceasta este lustra care va fi montată în baie, în baia din dormitor. Lumina cu led mi se pare cea mai potrivită pentru casă. Luminează foarte mult. O să vedeți cam peste tot. O să aleg lumină cu led, inclusiv afară. Acestea sunt. Din. Nu știu cum se numesc, Nu știu, oricât aș încerca, nu știu, să pun de la pharmacy, să pun lichid, uh, produse de curățenie. Asta este de toaletă, uh, acela este uh, produs multifuncțional și pentru geamuri, de șters pe jos, etc. Și acestea uh, aceste coșulețe le-am găsit la Pepco și mi-au plăcut extraordinar de mult la un preț foarte bun. Și le voi folosi uh, pentru acest suport. Uh, Mama mi-a spălat și cârpele. Trecem să le organizez cât de cât. Să le pun în acele... Asta este pentru grăsime. Acesta este pentru geam. despălat pe jos. Tot despălat pe jos. Și cam atât. Vreau să le pun în acele coșulețe. Ca să arată bine acolo frumos în baie. Sunt foarte practice și dacă mie mi îmi place să am obiectele la vedere. Și de aceea o să mă folosesc de aceste coșulețe, pentru că sunt preferatele mele. Și în această baie vreau să combin alb cu uh, lemn. O să vedeți pe parcursul videoclipului, o să vă mai spun. Mie îmi place mult de combinația de alb cu maro. Sper că vă place cum arată baia mea. Vă arătam aici că am ales ăla pentru toaletă, suportul din aur, aur, cu alb și auriu. Lustra este și ea gata. Mie mi se pare foarte frumoasă. Coșul și suportul le-am luat tot așa pe negru, cu auriu. Îmi place mult lustra, e așa uh, fancy, modernă. <laughs> Ia să vedem ce mai putem să facem pe aici. Avem acest tablou pe care trebuie să-l șterg înainte de toate pentru că a fost, s-a murdărit. O să vedeți că locul pe care l-am ales nu este atât de inspirat. <laughs> dar nicio problemă va fi, va putea fi scos. Pe parcurs. Mă gândeam să-l pun acolo, dar nu mi-am dat seama că voi avea perdele în curând. Da, degeaba. Degeaba te gândești că ai făcut o mare prostie. Deja m-am încălzit, ca să zic așa. <laughs> Mi-am dat geaca jos și am început să mă ocup de acele obiecte pe care le-am adus deja la casă și le sortez. Care vor rămâne la mine, care vor merge mai departe. Am luat aici primul obiect, mai exact niște chestii pe care le-am comandat, dar între timp m-a chemat crisi să-l ajut cu ceva legat de tablou. Nu știam exact unde să-l pună și am ales acel loc. Dar m am spus, nu am fost atât de inspirată. Probabil îl voi scoate, dar asta Se mai întâmplă, așa când te grăbești. Am comandat de pe EMAG aceste chestii. Am preferat să le duc la Easybox, pentru că eu nu pot fi în permanență la casă și nu aveam cum să ridic coletele. Așa că mi le-a pus la Easybox, am fost acolo, le-am luat, a fost tot ok. Am luat două lucruri Sunt pentru haine, depozitare, pe mine mă interesează foarte mult toate lucrurile astea legate de depozitare. Cristi m-a strigat din nou ca să vin să-l ajut, să-i arăt exact cum vreau să fie tabloul acolo. Acele umerașe pe care le vedeți sunt niște umerașe pentru pantaloni. Cred că o să arate drăguț, dar vedem. Dacă nu o să arate bine, nu e nicio problemă, pentru că voi cumpăra altele și le voi pune pe acestea în altă parte. O să încapă cam patru perechi pe un umeraș. Chiar sunt curioasă dacă vă, vă plac aceste chestiuțe pe care le-am găsit eu. Și uitați-vă la pantalonii mei, care deja erau murdari. Într-un suport de genul poți să pui șosete, chiloți, ajută foarte mult la organizare și l-am luat la un preț destul de bun, a zice eu. Cred că 25 de lei, patru bucăți din astea, sunt diferite, vedeți. Și sunt chiar ușor de... de pus în dulap. Mie îmi plac foarte mult și nu regret că am cumpărat. Chiar o să mai cumpăr mai multe ca să am Cam acestea sunt patru bucăți așa și patru bucăți mai mari. Cam așa o să fie, dar nu o să le bag aici. În baia aceea albă am ales să pun acest coș de gunoi alb cu lemn. Este gata și tablou pe care, bineînțeles, l-am pus degeaba. Toaleta are probleme, tot timpul curgea apă pe acolo, de aceea și în primele zile a fost foarte murdar în baie, pentru că era spartă și va trebui să chemăm pe cineva să o repare. Chiar cei care ne-au vândut casa, uitați, noi trăgeam apa și cam așa arăta. Măsuram aici pentru oglinzile pe care le vom pune. Vedeți, baia fără oglindă e cam ciudățică. Cristi spune că am pe toată suprafața să punem oglindă, însă o să mă gândesc cum voi proceda în acest caz. Chiar sunt curioasă ce părere aveți și voi. Astea sunt lucrurile pe care trebuie să le sortez, să vedem care cum rămân. Dar noi ne pregătim de plecare, așa că o să închid și becurile. Sunt foarte mulțumită. Mă tot uit așa să văd cam ce viziune aș putea să am, ce aș putea să mai fac. Mă Măsurăm și la baie să vedem exact care sunt dimensiunile. Aici vă trebui să punem ceva interfon sau wireless. Alea de jos nu sunt prinse bine. Aici vreau să pun o ușă, să închid holul. Crisi s-a să punem și oglinda, așa că ne-am pus pe măsurat. Aici nu prea ne-am înțeles, pentru că el credea că o să pun oglinda pe verticală, însă eu îmi doream să o pun pe orizontală. Și el tot măsura și se chinuia și făcea calcule. Și eu încercam să înțeleg ce vrea el să facă. În concluzie, ne-am dat seama că ne vorbim despre lucruri diferite. Oglinda era destul de grea și ne-am cam chinuit să o punem. Și uitați cât de frumoasă este. Sincer. A fost visul meu atunci când am văzut-o să mi văd casa cu această oglindă. Și uite că m-a ajutat Dumnezeu pentru că mai era singura bucată. Și am găsit-o după 3 luni. Deci era destinat să fie la mine în casă. Acestea sunt și bagajele care mi-au rămas de sortat. Mai am multe de făcut, dar pentru moment ne bucurăm că am pus oglinda, lustrele, o parte dintre ele. Urmează să le mai punem și pe celelalte. Și vă pupa!